punctual națională, că nu știu cum să-i spun, că nu-i la scară națională, este cazul Caracal. De ce spun că nu-i la scară națională? Bă, a devenit o telenovea ieftină pentru multă lume. Eu cred că suntem un popor ușor dus cu capul. E o părere personală, nu vreau să jignesc pe nimeni. Bă, parcă n-am avea copii. Parcă majoritatea n-ar avea copii acasă sau nepoți. Bă, cazul Caracal nu este decât continuarea cazului colectiv. Și o să vedeți la unul dintre invitați că este continuarea cazului decembrie 89. De acolo ne vin toate relele, bă, băiete. Toate relele în țara asta de acolo vin. Unul după altul, să leagă ca lanțul, ca mărgelele pe șirag. Bună ziua, Doru Mărieș, președinte Asociația 21 decembrie. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, Marius Marinescu. Senatorul Marinescu nu mai are nevoie de nicio prezentare, unul dintre cei mai puternici apărători ai drepturilor necuvântătoarelor și, din păcate, apără și drepturile cuvântătoarelor, care multe dintre ele, cuvântătoarele, nu merită să fie apărate. Peste puține momente sper să reușim undeva în Europa, nu știu unde, și sincer, nu e nicio glumă, nu știu, pentru că era în drum din Elveția spre casă, din ce am primit eu informații, să intrăm în legătură telefonică, dacă o fi posibil, că știți cum e în Europa semnalul la telefon, cu domnul Rădoi, cu domnul Remus Rădoi. Pentru foarte multă lume, interlop de vază al județului Olt. Pentru unii, om de afaceri. Pentru alții, coleg de breazlă cu noi, moderator de emisiuni, vi l-am arătat alături de avocatul Luizei, fata de 18 ani dispărută din Caracal, avocatul, nici mai mult, nici mai puțin, unul dintre preferații ca moderator de emisiuni TV ai domnului Remus Rădoi. De ce? Pentru că în această ultimă zi de ieri până azi au apărut informații conform cărora, nici mai mult, nici mai puțin, domnul Rădoi a cerut statului român să intre în Programul Național de Protecție a Martorilor. Cred că știați asta, știai, Marius? Nu. Știai? Vorbesc foarte serios. Avem documentele, o să vi le arate imediat, Teddy. Teddy, să pregătești documentele. De ce e frică dânsului? De ce imediat frică? Îți spun de ce. Fiți atenți, Acilișa. O să vedeți imediat pe ecran documentele prin care a cerut Remus Rădoi protecția martorilor ca program național legal. Adică, în momentul ca să știe lumea, mulți oameni nu știu ce înseamnă. Dom'le, când colaborezi ca sursă, nu ca martor, atenție, ca sursă, la pușcărie li se spun sifoane, li se spun cum vreți. Dom'le, când colaborezi cu statul român într-un dosar greu de terorism, de trafic de droguri, de trafic de carne vie, trafic de minori, de siguranță națională, de dragi cocoșați, ai posibilitatea legală, așa a zis statul român prin parlamentul lui, să ceri să intri, aveți, nu aveți încă, asta e mașina, știți povestea. Imediat, dă-te rog frumos de documentele alea. Da, vă arătăm, o să vă arătăm în facsimil acte prin care Remus Rădoi cere statului român într-un dosar, atenție, de proxenetism, de trafic de minori și de folosire în scopuri sexuale, exploatare sexuală a unor minore în zona cea mai sensibilă a României, zona Caracal, dar atenție, nu zona a Caracalului cu căruța, nu. Zona cu scutul nuclear, cu scutul antirachetă, zona de veselu. Era sex cu minore la de veselu, se chema dosarul în presa locală. Iată aici, bună ziua, domnul Rădoi, în primul rând. Bună ziua. Vă mulțumesc că sunteți alături de telespectatorii emisiunii noastre. Noi să nu vedeți că am înțeles că sunteți în afara țării. Telespectatorii văd acum corespondența dumneavoastră cu DICOT-ul, cu organele statului român, prin care corespondență noastră cereți, iar ei vă refuză elegant statutul de martor protejat și să intrați în acel program național de protejare a martorilor. Puteți să ne spuneți când și de ce ați făcut această cerere? În luna aprilie, cred că a fost cererea înregistrată și motivul era datorită faptului că în urma colaborării cu dumnealor am fost amenințat cu moartea de către o persoană care mai omorâsă un om înainte și care făcea parte din acel grup pe care eu îl deconspirasem și îl documentasem cu destul de multe probe, zic eu. Am înțeles. Și statul român v-a refuzat promovarea persoanei dumneavoastră în acel program național de protecție a martorilor, includerea dumneavoastră pe lista aceasta extrem, extrem de sofisticată și, atenție, extrem de legală. Da, deși înainte îmi promiseseră acest lucru, spuneau că pot să mă și relocheze sau pot să-mi schimbe și numele în caz că este necesar. Și
mai arăt că am depus și o plângere cu privire la amenințarea cu moartea. Am arătat, aveam și un martor care a zis că a asistat la discuție când se spunea că voi fi omorât și acea plângere s-a terminat cu neînceperea urmăririi penale. Am înțeles. Spuneți-mi, în procesul la care ați participat ca sursă, erau implicate, ca să nu greșesc eu și să nu dezinformăm, fete scoase, hai să nu zic scoase la produs, folosite ca obiecte sexuale și de către militari americani și oameni de afaceri austrieci, este acel dosar cu sex cu minori la Deveselu sau alt dosar? Este un alt dosar, dar și în el, din probe, reieșea că fetele erau atât pentru exterior cât și pentru interior folosite. Adică traficare internațională de minore sau femei? Da, reieșeau ca țări Franța, Spania, Anglia și Germania. Colaborarea dumneavoastră, adică, nu ne puteți spune, bănuiesc, în ce a constat sau ne puteți spune? Dialul o să... Domnilor, să zic. Nu aud ce spuneți, domnule Rădoi. Alo? Fetele de unde le-au luat? În Caracal, zona aia? Ori? Este pe o autostradă, îmi spune Teddy, în afara țării și și-a pierdut semnalul. O să încercăm să revenim. Iată, sex cu minore la Deveselu. Acesta este articolul 10 de eleve de la două licee din Caracal, obligate să se prostitueze. 1.7.2012, domnul Marinescu, domnul Mărieș. Repet, 1.7.2012, unul dintre proxeneții fetelor era un pompier subofițer ISU. Da? Repet, în acest dosar, dar nu numai, omul care a pierdut semnalul telefonic, sper că vom putea restabili legătura cu domnia sa, cu Remus Rădoi, a fost sursă și a cerut, după cum ați văzut, să intre în Programul Național de Protejare a Martorilor. Eu nu știu nici în momentul de față cum să mă, dacă refacem legătura, o să-l întreb, cum trebuie să mă adresez domnului Rădoi. Cu codiță, interlopul de temut din Caracal, omul care cu pistolul în mână își făcea dreptate în mijlocul străzii, colegul meu de breazlă, moderator de emisiuni TV la o televiziune preluată pe cablu în plan național, sau un om extraordinar de potent financiar, om de afaceri din Olt, care are relații în lumea politică și în lumea economică foarte, foarte suspuse, adică până la nivel de parlament și guvern. Nu știu cum să mă adresez. Unii mi-ar putea reproșa că în emisiunea mea am invitat, fie și telefonic, un interlop. Alții m-ar putea felicita că am invitat telefonic o sursă a DIICOT-ului. Pentru că, repet, Codiță sau Remus Rădoi, cum vreți să-i spuneți, este sursă pe bune a DIICOT-ului în Olt. E adevărat că în Olt există o grămadă de informații, speram să le putem discuta la telefon, dar s-a întrerupt convorbirea, să discutăm dacă acele acuze de proxenetism și implicare la vârf în cercurile interlope ale Olteniei, nu ale Oltului, în ceea ce îl privește, sunt reale. Doru, cum vezi, e prima oară când te văd la televizor într-o emisiune, poate nu te-am urmărit eu, legată de cazul Caracal. Cum vezi tu povestea acum, când nici măcar probele ADN, atenție, asta este bombă, nici măcar probele ADN, singura probă pe bune din acest halucinant dosar, singura probă pe care toată lumea o vedea ca fiind sfântă, bă, indubitabilă. ADN-ul fetii găsit în oase, în curte, oasele arse. De două zile, nici ADN-ul ăla nu mai e bun, bă, băiete. Nu mai e bun. IML-ul ăsta, Mina Minovici, nu mai e bun. Se pot contamina probele, s-a cerut contraexpertiza, adică, ia zi, Doru. În cine se mai ai încredere? Deci, două concluzii pot să trag. Una, lipsă de profesionalism și sigur interes, pentru că de profesionalizare aduce la acest lucru. Nu mai vorbim de combinațiile care le au milițieni, ofițeri de diverse, vorbim de ISU, vorbim de Dumnezeu știe câte structuri, și acești oameni complet în afara moralei, ca să fiu elegant, ajungem și la politicieni și ca atare este o varză totală în tot ce înseamnă suntem instituție. Suntem pe care să ne facem legătura în Europa, pe autostradă, cu domnul Rădoi, să vedem în cazul în care îl avem, dacă și putem vorbi. L-avem, Teddy? Încă nu. Aici e o emisiune de televiziune a domnului Rădoi, acesta este colegul nostru, moderatorul de televiziune, Remus Rădoi, invitatul lui, domnul avocat al familiei Luizei,
Nu, poate e un accident. Tu crezi că e un accident, Marius? Că avocatul fetii dispărute, în urmă cu nu mult timp, era invitat într-o emisiune, era nu într-una, în emisiune de televiziune era invitatul preferat al domnului Rădoi, care da. Este acum în plin efervescent. Domnul Rădoi, am stabilit legătura? Sigur, se aude acum. Acum, vă rog eu, îl faceți în așa fel, domnule, să putem păstra această legătură telefonică. Vreau să vă întreb, pentru cei de acasă, în primul rând, cum trebuie să mă adresez? Om de afaceri, moderator de emisiuni TV, interlop în Olt, care este calitatea, care este adevărul? Aici eu în continuare o să vă las până astăzi să discerneți, până la urmă nu mai contează. Cert este că n-am făcut niciodată parte din vreun grup infracțional. La noi, la firmele de pază, ești obligat să nu ai cazier. Și vreau să te spun că eu nu am cazier. Aș vrea să mai combat o informație care a apărut în spațiu public pusă de domnul Coarnă. Eu pot fi acționarul unei firme de pază. Și acum, dacă ar trebui, eu aș putea să fiu. Nu încalc nicio lege. Am înțeles. Dar asta trebuie să mă numiți în continuare cum doriți. Nu, eu vreau să vă întreb așa bărbătește. De ce există în presă o pleiadă întreagă de colegi de ai mei care vă etichetează ca fiind unul dintre cei mai potenți interlopi din Oltenia, nu doar din județul Olt? Ar fi hazardant, ar fi doar o opinie. Părerea mea este că, așa cum e în toată țara, avem o lipsă de respect, avem lipsă de implicare în meseria pe care o facem fiecare dintre noi. Avem uneori și oamenii care sunt plătiți să fie dezinformatori de meserie. Și ca atare a ieșit ceea ce a ieșit. În realitate eu n-am fost niciodată condamnat într-un dosar de trafic de persoane, de cămătărie, de prostituție sau de vreun alt fel. Ba din potrivă, întreaga mea viață mi-am dedicat-o pentru a lupta împotriva lor. Nu stau să vă dezvălui acum motivele, dar asta am făcut și pot dovedi asta. Considerați că fetele Alexandra și Luiza, mă refer la ultimele două dispariții din Olt, trăiesc sau sunt moarte amândouă? E doar o părere personală. Cred că sunt moarte. Credeți că pe ce vă bazați această părere? La începuturile mele, înainte de a fi om de afaceri, am studiat foarte mult psihanaliza și psihologia. Arhetipul individului arată că la caz de criză ar fi dispus să omoare și se, în mintea lui, la momentul acela, se impunea să scape de el. Viața dumneavoastră este pusă în pericol sau viața lui Oacă este pusă în pericol, având în vedere litigiul major dintre noastră și clanul Oacă? Eu aici trebuie să menționăm ceva. Eu n-am avut niciodată vreun litigiu cu niciunul dintre clanuri. Acolo unde eu îmi fac meseria, unde prestăm pază la instituții, la firme private, la fel și fel de oameni, în momentul în care astfel de clanuri atacă persoanele pe care noi le protejăm sau chiar pe agenții de pază, suntem obligați să dăm un răspuns. Singura mea relaționare cu acest grup a fost prin intermediul DICOT. Eu nu am făcut altceva decât să aduc probe, să documentez că ei desfășurau o activitate ilegală pe raza orașului. Acest clan a mai fost condamnat pentru același fel de acțiuni. Dar domnul Rădoi, de unde atâta spirit civic la dumneavoastră? Adică eu înțeleg, 34.000 de locuitori are Caracalul. Dumneavoastră ați fost între primii 2, maxim 3, care ați dat informații și nu odată la nivel de vârf poliției județene, poliției locale și am informații că ați dat și un sprijin lumii politice de acolo. Aici vă corectez. Nu cred că sunt între primii 2 sau 3. Cred că sunt singurul. Nu cred că există mai tare. Mai tare asta. Nu cred că există un altul care să fi dat informații câte am dat eu. De ce ați făcut-o, domnul Rădoi? Pentru că mie mi-a dat Dumnezeu mai mult decât mi-aș fi dorit vreodată. În toate domeniile. Pentru că nu poți să trăiești altfel. Cât de miliardar în euro ai fi, dacă la un moment dat trăiești înconjurat de zombii, te vor murdări și pe tine și atunci un grădinar bun are grijă de grădina lui. Nu lasă să crească vruieni. În câte firme, dacă îmi puteți spune, bănuiesc că îmi puteți spune informația fiind la Registrul Comerțului, dar mie lene, sunt mai bătrân și mai leneș. În câte firme aveți statut de acționar, de patron? Într-una singură sunt acționar și administrator. O singură firmă? La celelalte lucrez
pe diferite posturi, de manager, de director economic, de... La vremea una dintre firmele acestea la care nu sunteți în acte acționar sau patron, adică deținătorul majoritar, sunteți angajat al unor firme pe care le dețineți prin interpuși? Nu, sunt angajat al unor firme. Sunt niște acționari în acte și niște administratori de drept legal. Consiliez diferite persoane pe fel și fel de probleme, de la securitate până la domeniul economic. Și asta e ce vă pot spune. De ce nu se dorește, domnule Rădoi, în opinia dumneavoastră, aflarea adevărului în cazul celor două răpiri și dumneavoastră spuneți celor două crime? Eu încă am rezerve. De ce nu se dorește aflarea adevărului? Pentru că este indubitabil că nu se dorește. Păi asta am întrebat și eu și am și făcut o sesizare către DGA Central, am făcut una către MAI. Atenție, MAI știa prin intermediul numărului 2 din MAI, secretarul de stat, nu cu Gheorghe, știa de acum 3 luni de zile că șeful poliției de la Caracal și adjunctul lui sunt în conivență cu grupul infracțional. Vreau să mai spuneți o dată, vreau să mai spuneți o dată și să detaliați această afirmație. Luați-o încă o dată și detaliați-o un pic, vă rog mult. Deci numărul 2 din MAI, secretarul de stat, nu cu Gheorghe, era informat de mine personal încă de acum 3 luni că la nivelul poliției Caracal există o conducere care informează grupurile infracționale despre ceea ce există în dosare, despre ceea ce urmează să li se întâmple. De exemplu, într-una dintre sesizări spuneam că șeful poliției Caracal a anunțat un hot că urmează să îi se facă percheziția a doua zi. Aveți dovezi? Da, sigur că așa. Ați prezentat conducerii Ministerului de Interne dovezile? Da, am indicat cu nume și date persoanele fiind polițiști care mi-au adus la cunoștință și care mi-au spus când au mers la descindere cum s-a întâmplat, cum au găsit în memoria telefonului. Dumneavoastră, domnule Rădoi, spuneți că asta se întâmpla, această informare, la adjunctul ministrului de interne în mai? Da. Da. Și foarte. Mai sus. Deci, o secundă, domnule Rădoi. Dacă îmi permiteți, informațiile pe care le am eu de la DP spun în felul următor, că în urmă cu 6 luni de zile, atenție, a fost informată doamna Carmen Dan despre aceste grupări de proxenetism din Caracal, ce spune și domnul Rădoi. Da. Și doamna Dăncilă, de atunci, întrebarea noastră... Mai rău decât Rădoi, sunteți. Aveți dovezi, domnul senator? Domnule, păi să spună doamna Dăncilă, să spună doamna Carmen Dan, dați-i un telefon să spună dacă n-a fost informată de DP. Eu am chiar din interior informarea asta... Acum șase luni, deci doamna Carmen Dan a primit o informare de la DP vis-a-vis de ce se întâmplă la Caracal și n-a luat absolut nicio măsură. De ce spuneți, da, domnul Rădoi, susține ce spune senatorul Marinescu? Pot să confirm și pot să probez că ceea ce spune este adevărat pentru faptul că eu am informat și DP. Și apoi, la momentul când eram în biroul domnului Nucu Gheorghe, s-a cerut informarea de la DP, iar DP a confirmat că ceea ce spun era veritabil, era corect, adevărat și nu era nimic fals. Și premierul a fost... N-am să vă cer nume pentru că ar fi hazardat să le dați, dar vă întreb direct. Sunt oameni din nivelul 1 de decizie al României și eu, nivelul 1 înseamnă parlament sau guvern al țării. Deci parlamentul țării sau guvernul țării, care sunt implicați pe lanțul acesta de trafic de tip mafiot și de fete, și de bani, și de influență în Olt? Din datele mele precise, nu. Dar există factori polițienesc implicat cu certitudine și l-am documentat și am atras atenția DGA. Singura instituție care s-a mișcat în sensul ăsta a fost DGA Central. A fost informată de mine acum 3 luni și s-a depus de urgență o verificare. Chiar domnul chestor Ioniță a dat rezoluție și a dispus de urgență o cercetare și preluarea dosarului de la Slatina de către Dicot București, ceea ce s-a și întâmplat. Sunteți în drum spre țară? Sunt în drum spre țară, dar mâine ajung în țară. Eu am avut o discuție cu domnul Rădoi, invitatul meu telefonic, n-am să fac publică această discuție, dar dacă domnia sa dorește, e liber să o facă. Aveți vreun motiv aparte de a veni în țară? Da, îmi iubesc foarte mult țara, am fost crescut de o familie de români de la vârsta de 5 luni,
n-aș putea să o părăsesc niciodată, oricâte lucruri. Bun, vă mulțumesc pentru faptul că păstrați discreția asupra motivelor reale. Vă întreb așa. În ceea ce îl privește pe Dincă Gheorghe, inculpat și acuzat de dublu omor, răpire, sechestrare, viol și așa mai departe, dumneavoastră, l-ați văzut vreodată pe omul ăsta până să apară cazul Caracal? Când spun cazul Caracal, mă refer la cele două fete. Nu ne ieșea în evidențe pe nicăieri. Poftim? Cu grupul pe care noi l-am denunțat, nu avea conivență, însă, din informațiile noastre, avea un grup dezvoltat pe Italia. Da, și corect. Din ceea ce știu de la un domn din Dicot, era documentat că lucra pe Italia. Cunoașteți de 20 de ori mai bine decât mine, nici eu nefiind chiar un novice, că sunt gazetar bătrân, dar vreau să cunoașteți de 20 de ori mai bine decât mine modul de lucru al clanurilor interlope, mai ales acelea care se ocupă de trafic de orice natură, trafic de femei, de droguri, de bani. Este sau nu este adevărat, domnule Doi, că prima lege e că n-ai voie să atingi marfa, fie că este o minoră, fie că e pachetul de droguri, fie că sunt banii? Așa este. Poftim? Așa este. Și atunci cum vă explicați că unul care face parte de ani de zile dintr-o rețea pe relația cu Italia, ca să vă citez, de trafic de carne vie, de minore, a pus mâna pe marfă, îmi pare rău pentru familiile lor că folosesc cuvântul ăsta, dar este un cuvânt ca să înțeleagă toată lumea la ce mă refer, pentru ei, Alexandra și Luiza nu erau două fete cu suflete de aur, erau marfa. Cum crezi că și-a permis să atingă marfa, ba mai mult, să o ducă direct la cazan să o ardă? Au mai fost situații, în opinia mea, de genul ăsta. Cred că în momentul în care fata nu este convinsă să meargă de bună voie sau ușor constrânsă și refuză vehement, cred că o parte din infractorii recurg și la metoda. Pentru că ar fi expuși, dacă ar lăsa o libertate, să fie de conspirații de ferii justiției. Strategia mafiei italiene. Dacă vă uitați dumneavoastră că am discutat, eu vă spun că am discutat cu oamenii în domeniu, vis-a-vis de ce se întâmplă cu acest Dincă, vis-a-vis de ce se întâmplă cu clanurile astea de crimă organizată din România. Am și scris într-o carte cu domnul general Cristea și Mitran. Sunt 96 de clanuri și într-o zi, într-o emisiune, dacă vrei, vi le prezint, 96 de clanuri care acționează în momentul de față și care trimit fete la produs în străinătate. Multe din ele și... Marius, hai să vorbim de cartea ta. Nu, e pe autostradă. Omul pierde semnalul. Planul mafiei italiene e o formă asta. Adică dacă auzim ce spune domnul Rădoi. Da, domnule, domnul Rădoi, tot ne aude, să-i spun acum. Dacă ne uităm și vedem că domnul Rădoi a acționat în Bari, s-a făcut, atenție, domnul Gâdea de la Antena 3 a făcut o emisiune și a mers la Bari și a vorbit cu mai multe prostituate și acele prostituate i-au spus că domnul Dincă împreună cu un domn Mihai acționau într-o rețea de prostituate. Două secunde. Uitați cum procedează mafia. Vorbim după ce... Bine, am înțeles. Eu vreau să vă spun ceva pentru că a ridicat problema. Iertați-mă, domnul Rădoi, un minut. Eu am văzut și eu, în reluare, că nu mă uitam, mi-a spus cineva de această emisiune a lui Gâdea de la Antena 3 la Bari, unde a discutat cu prostituatele. Vreau să vă spun celor de acasă așa. Când te duci la Bari, și poate să-mi confirme Rădoi, care știe mai bine ca mine, Remus Rădoi, când te duci la Bari, gazetar din România, și vorbești cu prostituatele, ori ești un mitoman perfect, ori prostituatele sunt doar niște fete puse să vorbească în calitate de prostituate. De ce? Pentru că la Bari sau oriunde în Europa, tu, gazetar român, care ești pisica cu clopoței, că te cheamă Gâdea, nu ești vreun acoperit, nu ești vreun investigator, ești Gâdea de la Antena 3, te știe toată Europa, nu poți vorbi, băiete, cu prostituate adevărate. N-ai cum. Nu am vrut să spun. A pus botul jumătate de țară, trei sferturi din țară, că s-a făcut interviu la Bari cu prostituatele. Este o vrăjeală în varză. Niciun ziarist în România, sunați-l pe Tolontan și întrebați-l că este mare anchetator în presă. Te poți duce, băi, Tolontane, la Bari să faci interviu cu prostituatele? Păi primul cuțit între omoplați, tu ți-l iei. Unde greșesc, domnul Rădoi? Nu aș putea spune nici că aveți dreptate, nici că greșiți. Dar de ce? Că asta mi se pare prea rabinic așa tonul. Spuneți adevărul. Poate un gazetar cunoscut din România să ducă pe cele mai obscure și oculte străzi din Bari să vorbească noaptea cu prostituatele? Poate? Da, să știți că da, nu era noaptea. Am văzut și eu emisiunea. Bine, ziua. Cum?
Uite, vă rog mult de tot, ajutați-mă și pe mine, că eu sunt un necăjit de la B1, să mergem pe relația dumneavoastră, că-s convins că aveți, sau a cui vreți dumneavoastră, să fac un interviu. Cu ce prostituate, în ce oraș al Europei vreți? Vă spun eu că nu se poate. Dacă o să aveți suficient timp, o să încercăm și eu cred că o să reușim. Doar ce nu vrei, nu pot să reușești. Dar bă, nu zic nici că da, nici că nu. Nu știu. Eu v-aș aminti, unde nu știu, nu pot să mă pun. Că până acum câțiva ani de zile, Pana Ipătescu, în centrul Bucureștiului, lângă secția 1 de poliție, erau zeci de prostituate care făceau, în sfârșit, acostau da, clienții domne, dar nu Pana Ipătescu. Până acum câțiva ani. Vreau să spun ceva ca să ne liniștim și eu și tu. Da, știu la ce te referi. Numai că dacă făceai Pana Ipătescu interviu cu prostituatele, te sunau băieții de la Moravuri, te rugau să vii cu caseta, să șteargă ei prostituatele lor care erau de fapt capitan în exercițiul funcțiunii, că nu erau, da, adică stai mă puțin că nu vorbești cu gâdea. Erau da? Deci nu, dăm voie să spun că interviu cu prostituatele din barii ziua în amiaza mare nu îl faci decât dacă e aranjat. Nu există, mă rog, e părerea mea, domnul Rădoi, am și eu dreptul la o părere, dar nu asta e problema, că nu vorbim acum despre emisiunea lui Gâdea. Eu vă întreb pe dumneavoastră dacă în Caracal se vorbește sau nu se vorbește, nu, dar e întrebarea, e cu răspuns știut, dacă se vorbește sau... Dom'le, cine, în opinia dumneavoastră, a plantat mașina lui Dincă în dosarul Luizei când a plantat-o, Dincă nu era nici suspect și nici mașina lui? Nu știu ce să vă răspund. Mașina lui, vă ajut eu dacă nu știți, deși sunt convins că știți până la nivel de detaliu. Pe 17 aprilie, rețineți data, domnul Rădoi, 17 aprilie a apărut celebrul Renault Megane la Dicot Craiova ca fiind mașină folosită în răpirea Luizei. Deși Dincă, până în momentul de 26 iulie, la răpirea fetii cele de-a doua, nu apărea ca suspect. Cum vă explicați? Dacă îmi permiteți o opinie personală, cunoscând oamenii ăștia de ani de zile și lucrând cu ei, mă refer la cei din instituții, din DICOT, din servicii și așa mai departe, eu rar am întâlnit specie de oameni mai lipsiți de empatie decât dânsii sau mai interesați material, așa că nu exclud posibilitatea ca, deși având acea mașină, să nu fi fost căutată suficient. Pentru că la momentul în care m-au contactat pe mine, nu aveau numărul mașinii. Aveau mașina, dar nu aveau numărul. Și presupun că din lene, indolență și nepăsare, nu au căutat așa cum trebuia acea mașină, presupunând ei, așa cum fac de fiecare dată, că fata e plecată singură sau în orice caz. Nu s-a așteptat la un astfel de tantam. Nu s-a așteptat pentru că nu știau că e nepoata, una dintre ele este nepoata lui cumpănaș. Da, și asta probabil. Cum vă explicați faptul că un ministru adjunct, un adjunct al ministrului de interne, doamna Carmen Dan, a fost informat de dumneavoastră și până în ziua de azi spuneți că nu s-a întâmplat absolut nimic, deși i-a spus pe masă până și dovezi? Eu asta o să o las la latitudinea telespectatorilor și a noastră. Într-adevăr, dacă am mers acolo, am mers crezând că se va face ceva. Mai departe, știți cu toții lanțul și metodele prin care sunt numiți șefii de poliție, de instituții sau de servicii secrete. Am înțeles. Cum vă explicați faptul că avocatul Luizei este unul dintre invitații preferați ai dumneavoastră atunci când făceați sau faceți în continuare emisiuni de televiziune ca gazdă, ca moderator al emisiunii? Asta, întrebarea, o secundă, n-are nimic tendențios. Respect meseria pe care o faceți, slavă Domnului, o fac și eu, aceea de a fi moderator de emisiuni TV, și respect invitații, că și eu am acum doi. Numai că mie mi se pare o bizarerie ca Remus Rădoi, căruia mulți îi spun codiță interlop de vază în olt, eu nu vă spun, eu vă spun om de afaceri sau ziarist, dar mulți vă spun unul dintre capii lumii interlope de acolo, să-l aibă ca invitat preferat pe avocatul familiei celei dispărute din Caracal. Păi, există câteva lucruri de spus. În primul rând... În realitate, nefiind interlop, atunci există disponibilitatea și predilecția de a vorbi și cu oameni care sunt în alte domenii, acționează și se bucură de meserii destul de respectabile. Corect. Doi, și aș vrea să subliniez doi. De-a lungul timpului am avut ca invitat, și aici o să vă dau dumneavoastră o temă de investigație, de investigare, pe domnul Victor Atanasie Stănculescu, pe domnul Constantin Degeratu, și pot să vă spun că periplul meu prin zona mass media a avut, să zicem așa, un scop.
M-a interesat foarte tare de ce România, la momentul trecerii de la comunism la democrație, a cedat toate resursele, a cedat conducerea țării către străini și în felul ăsta am folosit meseria de gazetar pentru a afla niște informații pure și de la sursă și asta vă spun noastră în premieră. Pentru că în afară de invitațiile în acea emisiune, cu domnii care reprezentau un interes informativ, discutam și în particular, respectiv domnul Stănculescu, care mi-a explicat cum s-a produs revoluția, care de fapt n-a fost revoluție, ci o lovitură de stat organizată de străini. Și m-a făcut să înțeleg mai bine viața, să știu în ce lume trăiesc și ce am avea de făcut, dacă mai iubim țara asta puțin. Cu domnul Degenatu ce relație ați avut? În afară de cea de moderator și invitat, a mai existat și o dezbatere în privat? Moderator, invitat, au existat discuții și în privat. S-a încercat realizarea unei emisiuni la Realitatea TV, care vorbea despre războaiele hibride pe care le creează Occidentul în Est, transformându-ne în colonii. Acea emisiune a fost filmată în platoul domnului Rareș Bogdan, dar nu s-a mai difuzat. De ce? Nu mai știu. În ce an? Vă țineți aminte anul, luna, când a fost filmată la Rareș Bogdan dacă în platou? Dacă să-mi permiteți, până mâine o să vi le dau cu date concrete. Am și mail-urile, discuțiile cu Realitatea TV și multe altele. Dar poate aveți răbdare până mâine și dacă sunteți disponibil, vă pot furniza date așa cum destul de multe și... Eu cred că cel mai corect lucru pe care îl pot face eu, Tudor Barbu, este să spun pe post tot ce am discutat cu dumneavoastră, minus acele părți pe care le-am convenit că sunt legate de viața noastră privată. Am convenit cu domnul Rădoi ca mâine să ne auzim undeva în jurul orei 10:30-11, tocmai pe acest considerent, fiind o grămadă de elemente pe care domnul Rădoi le are disponibile. Nu l-am întrebat la telefon, îl întreb în direct pentru că așa e corect. Vă întreb, aceste elemente disponibile sunt pisica arătată cui? Nu sunt pisica arătată nimănui. Încercam să vă dau un indiciu despre domeniul de lucru al meu, despre activitățile avute în trecut. Iar, uite, vă mai dau un alt indiciu. Am organizat singurele meeting-uri spontane împotriva doamnei Chioveși, 4 la număr, și singurul meeting din România împotriva războiului din Golf, cu autorizație pe numele meu, luată de la Primăria București. Și atunci, poate faceți noastră niște speculații, că eu nu-mi permit. Cine ar fi interesat, cine m-ar fi numit interlop, fără ca eu să fi fost vreodată în vreun grup infracțional, plasat măcar, sau suspectat? Vă mulțumesc mult, aveți grijă cum conduceți până acasă și mâine, în jurul orei pe care am stabilit-o, ne auzim la telefon. Vă mulțumesc mult, domnule Rădoi. Luăm 2-3 minute, oameni buni, de publicitate și o să profit de invocarea momentului decembrie 89 de către domnul Remus Rădoi pentru a-i spune că aștept de la el, de la Doru Mărieș, un punct de vedere. Îmi spunea ceva foarte, foarte dramatic, Mărieș, înainte de a intra în direct. Bă, dar foarte dramatic. Am atins eu tangent un pic partea de suflet rănit a lui Mărieș. O să vină să vă spună el cu gura lui după 2-3 minute la ce se referă. Ne-am întors în direct, oameni buni, Doru Mărieș și Marius Marinescu, invitații dumneavoastră. Marius, în pauza publicitară, îmi făcea o teorie, nici n-are sens, vă prezint eu, că e omul aici. Comparația între Caracal și mafia italiană în ceea ce privește traficul de minore și exploatarea sexuală a femeilor din România, dar înainte de a ne spune, Marius, acest lucru fabulos, merită, credeți? La Indigo. L-am provocat pe Doru Mărieș și să-mi spună ce, să-mi spună ce discutam înainte de a începe emisiunea. Ia zi, Doru. Păi, mergând pe firul evenimentelor din 89 și până astăzi, adică pe firul crime din 89 și până astăzi, sper să nu fie crimă aici la Caracal și să fetele să fie cum le-or găsi, dar să le găsească pentru că părinții și le doresc vii, și noi cu toții. Aș putea să vă spun că spuneai de amărăciunea mea. Păi dacă în urmă cu 3 luni de zile secția parchetelor militare pentru 2500 de victime le-a trimis la secțiile civile să ceară daune materiale și morale, închizând practic dosarul revoluției, și aici nu sunt de acord cu
domnul care vorbeați mai devreme, legat de lovitura de stat a lui Stănculescu. Sigur că Stănculescu a avut tot interesul să-l aburească. Vorbim de Revoluția Română, 14 decembrie 89, 22 decembrie 89. Le-a lăsat fără să li se facă dreptate, deși este decizie CEDO, a făcut o comparație. Și comparația este următoarea. Care este diferența între Luiza, care a fost împușcată de către autoritățile statului român, în data de 21 decembrie, la orele, începând cu ora 17:25, când s-a deschis focul, la Dales, la fel de tânără, copil, și cele două fete, nu vreau să mai merg și la Timișoara, unde avem copile de 10 ani împușcate, și unde statul, practic, a lăsat acești criminali să le distrugă viața. Nu vreau să spun că să le omoare. Vreau să mă păstrez și eu în limita, decenței familiilor, pentru că, sigur, familiile refuză până în ultima clipă. Deci tu zici că procurorii de atunci sunt așiterea cu ăștia de acum? Procurorii de atunci nu au făcut altceva. De atunci au continuat această ascundere a crimei permanent 30 de ani și s-a ajuns în disoluția autorității parchetelor în ziua de astăzi. Acum, aș vrea să doar să mai punctez un lucru, pentru că n-am terminat în prima intervenție. Vă spune că asemenea tip de rețele am convingerea că sunt în toată țara și că principalii vinovați pentru... Cu excepție, vă spun eu, imediat, excelență. Cu excepție de județ. De județ. 10 secunde. Da. Harghita și Covasna nu există nicio grupare de crimă organizată. Și vă spun de ce. Fiindcă acolo se votează pe criteriu etnic. Politicienii din maghiar, din zona respectivă, nu acceptă niciodată să existe astfel de rețele. N-au existat nici înainte de 90, nici acum. Deci ei n-au nevoie de bani. Aceste grupări de crimă organizată sunt întotdeauna racordate la rețeaua asta politică de vot, la oamenii politici. Ei sunt cei care își propun șefii de poliție, președintelui Consiliului Județean, că el îi propunează șefii de la DIN. Public? Da, șefii de la... Deci, am dat noroc cu omul. Clanurile astea participă la vot, la desemnarea deputaților, senatorilor, primarilor, consilierilor județeni, în mare parte. Sunt și parlamentari și primari care ajung pe forțele lor, uite aici e unul, care a luat mandat de parlamentar al țării, Marius Marinescu. Ca și tine, da. N-am vrut să mă dau pe mine exemplu. Da, fără să cunoască un interlop, fără să-i aducă o roabă de voturi primarul, fără să-i aducă mafioții voturi la poartă. Dar dreptate are mare. Da, ai zis 10 secunde, lasă-l pe Doru să termine. Și chiar îmi spune că o bilă albă pentru poporul maghiar care își apără... Bun. Nu acceptă. Termin acum. Legat de afirmația pe care am făcut-o cu că sunt de vină în totalitate poliția din Caracal, este faptul că consider acest individ nu putea să scape și să nu fi fost racolat. El 100% este informator al lor și l-au transferat de la unii la alții. Este și motivul pentru care el a cerut să vorbească cu un anumit polițist, după care s-a decis. Îl zice Dincă. Da. Fără doar și poate. Marius Marinescu, atenție mare, e prima oară când se face o legătură directă între modul de lucru al lui Dincă, zice Marius, și al marilor capi mafioți italieni. Domnule, acest Dincă are școala mafiei italiene cu privire la racolarea de fete și aici fac un amendament. Să nu uităm că din 2014 politicienii noștri în funcție cu Alina Bica și nu numai, așa, și a fost o comisie condusă și de Ponta, au modificat codul penal și atenție, racolarea de minore pentru folosirea ca prostituate, pentru sex, atenție, e sancționată, aici e interesant, amendă penală sau închisoare de la o lună la un an de zile. Mai spune-mă o dată, te rog, deci, eu, senatorule, cu ce... Atenție, oprește puțin, că nu știi să-ți vinzi marfa. Nu știi, Marius, puțin. Da, spune tu. Băi, oameni buni, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, ca să știți și în ce țară trăim. Marius vă citește din codul penal, uite la aici. Regimul de pedeapsă pentru oia care racolează fete, copii, minore, pentru prostituție. Mai zi-mă o dată. Da, articolul 222 din codul penal scrie foarte bine. Racolarea minorilor pentru scop sexual se sancționează cu amendă penală. Atenție, amendă penală. Sau închisoare de la o
lună la un an de zile. Care e asemănarea cu italienii? Păi vă spun imediat. Deci înainte, până în 2014, era considerată infracțiune și pedepsele erau duble. Nu era, nu exista amendă penal. Care este, uitați-vă cum a acționat Dincă. La Indigo, deci el are școala mafiei italiene. Cum să face? Cum racola el fete? Deci le momea cu taxiul, le lua, le promitea bani, le promitea una alta, le ducea, atenție, ați văzut care aparat de fotografiat. Sunt convins că are și cameră video, are laptop. Le filma când făcea sex. De ce făceau sex? Multe dintre ele primeau anumite substanțe, de le zăpăcea de cap și nu mai știau ce face, nu mai aveau discernământ. După ce le filma, le arăta filmarea și a zis: vrei să te duci în Italia la Bari? Uite filmarea aici. Dacă nu te duci, îi dăm la părinții tăi, la rude și punem pe internet filmul ăsta cu tine când făceai sex. Și așa mai departe. Și ele de frică acceptau și se duceau, marea majoritate. Și vă dau un exemplu concret aici. Bun, cele care nu acceptau, atenție, aici e altceva, cum a fost Luiza și Alexandra, conform mafiei, stilului mafiei italien, ce făceau? Erau omorâte, incinerate sau băgate în beton. Deci gropile acelea de beton, și o să-mi dați dreptate, o să vedeți cât conțin și cadavre, din păcate. Eu cred deci, că te-ai uitat la filme prea. Nu, nu. Tu zici că se va mai găsi vreun cadavru? Da. Chiar așa cum s-au găsit și până pădure, pe unde s-au mai găsit, așa cum s-au găsit și în cazanul ăla unde a spus că a incinerat-o. Marius. Deci ăsta e stilul mafiei italiene. Incinerează sau bagă în beton. Oameni buni, atenție. Cadavrele. Eu am vrut să nu mai fac o vorbă, jur. Uite, asta e Sfânta Cruce. Am vrut să nu mai fac niciun fel de vorbire, nici o frază, niciun minut despre povestea cu Caracalul. De ce? Pentru că a ajuns să-mi fie silă de autoritățile țării mele, de guvernul țării mele, de parlamentul țării mele, în întregimea lui. De ce? Pentru că parlamentul, chiar dacă are și oameni minunați, ăia minunați sunt dovediți numeric de ăilalți. Acum când vorbim. Băi, oameni buni, hai să vă întreb așa. Știți cât a durat testul ADN pentru Alexandra? Vă spune prietenul vostru Tudor Barbu. De luni dimineață, lunea de acum două săptămâni, deci de azi, acum două săptămâni, s-au dus probele la București. Oasele. Știți când a sunat-o Ana Bircea pe mama fetii, pe mama Alexandra, să-i spună: doamnă, oasele alea sunt ale fetei dumneavoastră? Vineri. Nu. Marți seara, domnul Mărieș. Luni dimineață s-au dus probele la s-au dus probele în weekend, sâmbătă sau duminică, nu știu când au ajuns, dar la IML, ce să vezi, era weekend, ca la toată lumea. Specialiștii de la IML s-au apucat de probe luni dimineață. Și în 36 de ore, Ana Bircea, al ministrul Justiției, făcând o paranteză și vă întreb pe voi cei de acasă, cum și-a permis Ana Bircea să intre într-o anchetă secretă, să afle un adevăr sau o minciună și să o transmită părinților? Nu știu. N-avea voie Ana Bircea, cât e ea de ministru? Aici suntem un pic și pe procurorul general și pe ministrul Justiției. Dacă nu comunică, nu comunică. Nu, mai cum a ajuns la date? Nu comunică. S-a raportat. Da. Păi e secretă. Doar Mărieș, ancheta e secretă. Acum să fim și un pic omenoși. Cineva trebuie să omenos legătura cu mama. Păi și dacă se va dovedi că fata ei nu e moartă, ce face? Aici e o problemă. Aici, într-adevăr. Dacă se va dovedi prin absurd... La Caracal să calcă serviciile pe picioare. Atenție. V-am mai spus, îmi pare rău că tu spui să nu mai vorbesc de cărțile pe care... Domnule, eu am scris cărțile astea cu niște ofițeri din servicii. Nu înțeleg să nu scris, vorbești de cărți, vorbești de doamne, iartă-mă. Da. Păi știu tot, dar n-au făcut nimic, domnul. Da, exact, n-au făcut nimic. De ce? Păi s-a ajungea la... Nu, mă, dar nu m-ați lăsat să termin ideea. Băi, băieți, nu m-ați lăsat. Băi, Dorule, băi, Marius. Deci a durat 36 de ore prelevarea probelor de ADN din oasele, din curte de la aceste oase. De luni dimineață până marți noapte s-a aflat că este 99,9%, atenție la procent, 99,9% ADN-ul Alexandrei. Știți de câte zile zacoasele găsite în pădure la indicația lui Dincă? Știți când s-au dus să ia, că ancheta nu se face unde să vor procurorii sau polițiștii anchetatori, nu. Unde vrea Dincă? Dincă îi duce pe la diguri, îi duce, îi bagă pe scafandri, îi plimbă pe... I-a dus și au găsit un sac. Lângă sac niște oase. Le-au dus la București. 5 zile. Nu 36 de ore ca la Alexandra. La același IML. Aceleași oase din același Caracal duse de aceiași anchetatori în același dosar. Bă, suntem nebuni? Adică chiar suntem o nație de proști? Și astăzi când vorbim, nu există rezultatul ADN? Păi vă spun eu, ce ADN să dea IML-ul? Puneți-vă, ziceți că ați fi... Mărieș nu mai este Mărieș, e IML-ul. Și eu îi spun să treci, bă, IML-ule. Și ce să treci, bă, Barbule? Și eu întreb, ia zi, mă, IML-ule Mărieș, al cui e ADN-ul? Păi dacă spune că este a Luizei,
Atenție mare. Cine a ars-o? Unde a ars-o? Că la zice că au murit-o acum 3 luni, cum au stat oasele și cenușa 3 luni în ploaie în vânt. Nu se poate. Deci IML-ul cer, bă, nu de pot ce să spun în 30 că... de ani nu avem niciun alt institut? De ce nu sunt institute particulare ca în toate statele europene? Nu mai contează, păi nu, cine a ținut? Dacă zice că sunt ale Alexandrei, IML-ul zice, bă, oasele din pădure sunt ale Alexandrei, întrebare. Păi de ce le-a împărțit în două, băi, e nebun? Jumate le-a ținut în curte să le găsească poliția, jumate le-a dus... Nu vedeți că nu se poate? Ăia de la IML au o problemă uriașă, săraci, sunt sub o presiune maximă. Ce spun ei țării acum despre ADN-ul din pădure? Al cui e? Ori după 3 luni al Luizei, ceea ce eu nu cred nici să trec strada, dar să presupunem că o să spun asta, e haos dacă spun asta, că se va întreba toată presa cum au stat alea 3 luni cu cenușe cu tot. Au găsit și cenușa. Bă, a plouat acolo ca dracii răi, au fost furtuni. A fost nenorocire din aprilie. Dacă spune că sunt ale Alexandrei, închidem România și plecăm acasă, pentru că înseamnă că un criminal în serie, dement, nebun, a făcut așa. A ars copilul, Doamne ferește, eu cred că e vie. A ars copilul, a împărțit oasele în două, jumate le-a pus în cazanul ăsta și le-a păstrat să le găsească dimineață la ora 6 poliția, împreună cu telefoanele și cu el însuși, a zis, bă, luați-mă, alea-s oasele, astea-s telefoanele, am ars-o. Numai că am plecat ieri. Când voi mă căutați în tot Oltul, jumătate de oasele am dus în pădure, într-un sac. Vă puteți imagina? Nu alea ziceau că sunt ale Luizei, a primei fete. Nu. Nu alea lui Luizei. Rezultatul pe care l-au obținut pe surse, nu știu, Tolontan sau nu știu cine, că nu sunt ale Luizei. Sunt tot ale Luizei. E a treia victimă, da. Cel puțin. Auzi, avem acum a treia victimă. Cel puțin. Ascultă-mă puțin, deci 2 secunde să spun. Te rog. Deci eu, de când am venit de prima oară, după ce s-a întâmplat cazul ăsta la voi în emisiune. Da. M-am documentat, m-am informat cu specialiști. Bravo. De la DIPI, de la securitate, de la serii și așa mai departe. Bun, cu cine? Cu șeful securității, Lucian Ceaușescu, ai vorbit? Da. Ce a zis? Care e părerea lui? Să uite și acum la televizor. Nu, dar care e părerea domnului general? Păi ascultă-mă, să spun până la capăt. Să spun până la capăt. Deci omul ăsta, atenție, are o protecție imensă. De ce are? Am spus-o din prima zi de când a venit, de acum 2 săptămâni. La mine în emisiune. Da, la tine în emisiune. În mod cert este colaboratorul, oralul Marius Petcu, că de-aia l-a chemat pe polițistul Marius Petcu și s-a devaluat lui și s-au pus polițistul de acord, polițistul, da, și s-au pus de acord cum să, ce strategie să adopte, fiindcă are, cum să zic eu, cum să zic, știe cum să procedeze în situația în care e prins. Mă, deci are informații juridice. Dar din că da, e protejat, mă, la da, nivelul domnule, mare, lasă-mă să spun până la capăt. Și au stabilit cum e strategia de apărare. Și l-a învățat domnul Marius Petcu, ofițer care a fost și în Caracal acolo, la circulație, și o să spun mai multe, l-a învățat cum să ducă ancheta către o direcție în care vrea el. Și a zis, domnule, i-am dat un pumn lui Iuzei și a căzut și a murit. Loviturile cauzatoare de moarte. Atenție, și loviturile cauzatoare de moarte. Sunt pedepsite ușor. De la 6 ani la 12 ani. Oprește-te că trebuie să iau publicitate. Să recunoaște. Da. Oameni buni, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Venim cu informații cutremurătoare și din spectrul politic, pentru că lumea politică, în timp ce noi ne uităm doar la Caracal, și e bine că ne uităm, poate găsim fetele alea în viață, mă, lumea politică din România este incendiată de o pereche aproape de necrezut. Tăricianu, Ponta. Revenim imediat.